Bună ziua! Vă aflați aici pentru a depune declarația unică. Da, bună ziua! Cu ce problemă vă confruntați? Păi nu pot accesa domeniul spațiului privat pentru persoane fizice, pentru că nu recunoaște user-ul și parola. Am venit ieri, am depus cererea de înregistrare în spațiul virtual, am creat un user și parola și când am ajuns să depun, nu se poate pentru că nu recunoaște user-ul și parola. Am trimis mail la suportul meu finanțe, am primit un răspuns prin care mi-a zis să șterg, să dau un restart la PC, am făcut și treaba aceasta, dar tot nu merge. Am venit din nou aici și acum probabil că o să depun la ghișeu, o să pierd cei 5% bonificație. Și la ghișeu vi s-a spus ce trebuie să faceți? Înțeleg că trebuie să te aduci la Xerox aici, e 4,20 lei. 4,20 lei, da, asta am făcut deja ieri. Le luasem deja, da. Nu stau la coadă acum, le luasem deja, dar am crezut că o să reușesc prin spațiu virtual. Mm-hmm. Pentru că de asta facem, ca să nu mai avem atâtea drumuri la ANAF și să am atâtea la coadă. Și acum cum a rămas după ce v-ați dus și le-ați spus? Cum a rămas că trebuie să dau recuperare parolă, poate că nu am pierdut-o ca să recuperez, dar ca să se poată resorta sistemul și să mă regăsesc. Ok. Vi se pare mult 4,20 lei? 4,20 lei? Da. Da, pentru că asta este un business. Pentru cei de la Xerox. Nu, asta nu înțeles. Cred că are legătură cu ANAF totuși. Sau nu știu, dar cred că nu. N-ar trebui să fie la ANAF? Formularele? Formularul ar trebui să fie la ANAF, sigur că da. Până acum a fost la ANAF. Nu la început de că am mai depus, erau la ANAF la secțiunea declarații tipizate. Dar acum probabil că s-au epuizat fiind atâta fotop de lume. Luna trecută, nu? Spuneți. Da, luna trecută existau la această secțiune tipizate. Dar acum probabil că nu mai sunt și să fie ceva... Mulțumesc mult! Păi poate mai mare la Xerox decât la declarație. Mulțumesc mult!